Anual, la nivel mondial, peste 8,2 milioane de persoane mor din cauza cancerului. Tratamentele cu citostatice sau radioterapie nu sunt decât soluții care prelungesc agonia și rare ori se dovedesc a fi eficiente. Însă știința a descoperit încă din 1983 tratamentul miraculos, dar CIA a păstrat rețeta la secret. Bomba a fost aruncată de tabloidul britanic Daily Star. Dosarul clasificat al CNA este intitulat conspirativ Gateway Process, conform documentelor care au intrat în posesia jurnaliștilor britanici. Mai mulți bolnavi de cancer au reușit să-și controleze undele cerebrale folosind tehnici specifice de meditație. În felul acesta au reușit să atingă un nivel superior de explorare în supraconștient, conform rapoartelor și analizelor clinice realizate la finalul tratamentului. Tumorile au intrat în remisie. În cazurile mai grave de canceroși, conform rapoartelor CNA inclusiv, metastazele s-au redus vizibil. CNA a păstrat secrete descoperirile pentru a le folosi exclusiv în cadrul organizațiilor guvernamentale și militare. Dosarul a fost clasificat din ordinul lui Donald Trump pe vremea când era președinte, intrând la pachet cu dosarele din cazul asasinatului lui John Kennedy de la 22 noiembrie 1963. Majoritatea rezultatelor pozitive ale cercetătorilor au fost atinse prin hipnoză, meditație transcendentală și tehnici de concentrare mentală numite generic biofeedback. În cadrul experimentelor, pacienților li se spunea să se concentreze pe o anumită parte a corpului și să bombardeze acea parte a corpului cu gânduri pozitive.